Salutare și bine te-am regăsit! O nouă zi de CES 2021, acum pe Cavaleria, și voiam neapărat să vorbesc de acel telefon pe care l-am văzut ieri în cadrul evenimentului de la LG, acel telefon rulabil, despre care am văzut 5 secunde în care ți-l ținea cineva în mână și se strângea, se făcea mai mic, era... Dar nu l-am văzut. Și m-am uitat la un eveniment, cel la care era practic tizuit, pentru că anunța LG Future Talks, care începuse astăzi la ora 5:15 și s-a terminat la ora 6 fără 5 minute. Și au arătat, ghici cât? 4 secunde. And now a rollable phone with an expanding screen, we're hoping to see it out in the market early this year. Atât. Asta a fost tot. Aceeași imagine scurtă cu el care se strânge și pur și simplu au spus că aceste dispozitive, tehnologia de LG Rollable, reprezintă un punct foarte important în viitorul produselor LG. Și atât. Deci, practic, l-au tizuit de pe zi pe cealaltă și nu ne-au arătat nimic. Și da, mă oftic pentru chestia asta atât de mult încât astăzi o să vă vorbesc despre roboții de la LG, de la Samsung și de la cine a mai lansat la CES 2021. Să începem. LG are niște roboți foarte interesanți despre care a vorbit atât anul trecut la CES 2020, cât și acum 2 ani. La fel și Samsung. Mai țineți minte roboțelul acela biluță de la Samsung care se plimba prin toată casa și putea să controleze aspiratorul și purificatorul în același timp și observa unde există mizerie și chema pe ceilalți doi să facă curățenie sau venea să te întrebe să spună cât e ceasul, să spună că e cineva la ușă. Ei bine, variantele de anul acesta sunt și mai spectaculoase. Cele două variante de la Samsung sunt mult mai spectaculoase decât Rollo, acea biluță, și se numesc Bot Care și Bot Handy. Bot Care este practic varianta mult mai nouă și mai deșteaptă a lui Rollo, care pur și simplu se plimbă prin casă, îți spune cam cât timp ai stat pe scaun, eventual îți spune că e cineva la ușă și mai are și un display foarte interesant pe care poți să vezi o mulțime de lucruri. Cum ar fi tot ecosistemul de la Samsung, acel SmartThings, cât și soneria sau, nu știu, să faci căutări pe internet, de exemplu, dacă folosești sistemul de căutare Bixby și ce-ți mai vine ție prin minte, cu siguranță poate fi adăugat pe viitor printr-un update de software. Mi se pare foarte interesant că Samsung discută despre acest robot ca fiind un companion. E drept, am stat foarte mult acasă și unii dintre noi au stat singuri, cum ar fi, de exemplu, cei mai în vârstă. Și da, e o idee interesantă, dar să zicem că ar fi mai degrabă un companion care să umble după tine prin casă cu o fereastră de video call de la copii sau de la nepoții tăi. Mi se pare foarte interesantă ideea că roboții inteligenți sunt gândiți în primă fază ca să-ți aducă aminte ce ai de făcut. Să-ți spună că trebuie să mănânci mai sănătos, că trebuie să te ridici de pe scaun, că ai o conferință care urmează în 15 minute și să vină cu display-ul la tine. Dar totuși, cum pot face ei să te ajute mai mult decât atât? Și uite, aici intră în discuție Handy, Samsung Bot Handy, care ar trebui să știe să spele vasele. Sau măcar să le ia din chiuvetă pe cele murdare și să le pună în mașina de spălat vase și să-i dea drum. Uite, asta ar fi o idee interesantă. Fără să le spargă pe toate. Cred că la început va trebui să ai farfurii și pahare din plastic, ca după aia să trecem la sticlă sau porțelan. Am mai văzut noi videoclipul cu căței care îți aduc berea din frigider sau cu frigidere care sunt gândite special... Bine, proiectate de cei care au niște abilități tehnice mai dezvoltate să-ți arunce berea direct pe canapea. Ei bine, acest roboțel poate să-ți pună un pahar de vin și să-ți aducă o floare atunci când te simți singur. What a robot in your home could look like. Good job! Ecosistemul de la LG se bazează mai mult pe partea de sănătate, de health. Și aici apare acea mască foarte interesantă, LG PuriCare, care este mai mult decât o mască facială care te protejează de microbi, ci pur și simplu filtrează atmosfera pe care o respiri și o face într-un mod foarte inteligent. Analizează ce tip de atmosferă și ce tip de filtrare trebuie să efectueze. Și asta mi se pare tare, pentru că e până la urmă o mască care funcționează cu baterii. Și da, va trebui să o pui și pe aceasta la încărcat. Acum, lăsând gluma la o parte, sunt foarte dezvoltați pe acest domeniu și vor insista mult pe partea de healthcare, dovadă frigiderul care are o lampă cu radiații UVC care să scurețe apa filtrată pe care o pui în frigider și pe care urmează să o bei. Și asta este un lucru destul de util. Și eu am, de exemplu, la frigider un sistem mecanic, ceva mai vechi, prin care pot să-mi pun apa acolo și să o tărn în pahar și da, trebuie să curăț destul de des duzele acelea ca să-l mențin curat.
O altă chestie foarte interesantă în care s-a implicat LG a fost partea de camere care sunt capabile să recunoască temperatura și, bineînțeles, oamenii. Și pot face lucrul ăsta chiar și dacă ai masca pe față. Dar încă n-am vorbit de roboți, pentru că și LG are foarte mulți roboți și aici intră în discuție o mulțime de roboței. Există roboți pe care îi folosesc cel puțin în Coreea, din câte știu, în câteva spitale de test, care au un sistem de dezinfecție pentru toate aparatura. Sunt practic niște sertărașe cu un ecran care se plimbă după tine și pot lua, de exemplu, bisturiul și toate uneltele pe care le-a folosit un chirurg în timpul operației și le poate duce la locul la care trebuie să fie dezinfectate în măsuri de maximă siguranță. Mai există variante de roboți pe care intenționează să instaleze în hoteluri sau în restaurante foarte mari, care pot veni și pot să-ți ia vesela de pe masă. Aici pot fac o colaborare cu Samsung, să nu trească neapărat să pui tu vesela în roboțel și să vină să o ia el singur, fără să te deranjeze. Și mai sunt o serie de roboți gândiți pentru a transporta diverse lucruri. Zona asta de transport s-a transformat foarte mult în ultimul an. De exemplu, șoferii de Uber și alte aplicații de ride-sharing au devenit mai degrabă transportatori de produse. Fac cumpărăturile de la magazin și le aduc celor care nu vor să iasă din casă sau nu vor să se expună într-un spațiu aglomerat pentru că sunt un risc mai mare de infecție. Și pur și simplu toate lucrurile astea stau în mintea companiilor foarte mari. Iar LG are un sistem foarte interesant. Acel SmartThings Q poate conecta foarte multe dispozitive, cum ar fi cuptorul, frigiderul, televizorul de acasă, luminile, poate și rețeaua de wireless și, bineînțeles, lucrează cu Tavala, o companie care face meniuri ready to eat. Ei bine, o parte din acele meniuri sunt pregătite special pentru cuptoarele de la LG și pot fi transportate cu roboții lor. Cât de tare e chestia asta? Îți comanzi de mâncare, pachetul care vine, bineînțeles, este perfect compatibil cu cuptorul tău, pur și simplu îl bagi în cuptor și îl lași să se prepare și ai o mâncare mult mai bună decât cea făcută la microunde sau cea pe care o cumperi din magazin. Și toate astea într-un ecosistem propriu. Au și partea de transport, au și partea de cuptoare, de exemplu, care vor găti mâncarea și au o relație foarte bine pusă la punct și cu compania care produce acea mâncare. Practică un ecosistem complet, că până la urmă despre asta este vorba. LG Chloe este roboțelul de care vă vorbeam mai devreme și a fost updatat să poată să urce și cu liftul, de exemplu, și este atât de deștept încât poate evita obstacole, poate trece peste borduri și cred că l-ai mai văzut în acțiune în alte clipuri. Am putea să vorbim aici și de roboții de la Boston Dynamics, cei pe care i-ai văzut la începutul clipului că dansează și se pregătesc să cucerească lumea, nu? Nu știu dacă știai, dar Boston Dynamics a fost cumpărat integral de către Hyundai și cred că urmează niște chestii interesante de la Hyundai, care va reuși astfel să țină piept cu giganții precum LG și Samsung în acest domeniu. Și da, partea de automatizare și de robotică este foarte complexă și noi nu vedem, cred că, nici măcar 1%. Cum e, de exemplu, faptul că în fabricile Gigafactory de la Tesla sunt folosiți aproape în exclusivitate roboți pentru producția mașinilor lui Elon Musk. Acele frumoase Tesla-uri pe care ni le dorim cu toții. Apropo de roboți, LG nu este singurul care insistă pe această idee. O parte din această tehnologie s-ar putea să vină de la General Motors, care au avut și ei un eveniment foarte interesant, dar o să-l las pe Marian să vorbească mai multe despre acest eveniment în cadrul clipului de mâine. Eu vă spun doar atât. Un sistem complet de transport, 100% electric, care de preferat va fi folosit împreună cu sisteme de energie regenerabilă și care mai este și autonom. General Motors se gândește foarte mult în această direcție și s-ar putea să fie unul din pionii care revoluționează industria de transport de marfă și de persoane. Nu neapărat mașini, dar știi tu, tiruri, care sunt oricum foarte multe și circulă foarte mult și da, sunt un factor major al poluării, mai ales în țări precum Norvegia, care au decis că jumătate din mașinile cumpărate în 2020 să fie doar electrice. Cât de tare e chestia asta? Bun, cam atât pentru astăzi, cam atât despre roboții de la CES. Sunt sigur că o să mai vedem încă 2-3 apariții în zilele care urmează și cu siguranță o să vorbim despre ele. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare pe cavaleria.ro. Până atunci, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și
stai aproape, pentru că avem chestii foarte interesante în continuare. Numai bine!